Ana, doi vârgă urmează și se pregătește Ion Vrat. Dragi prieteni, vă salut cu toată stima, cu toată admirația pentru poeziile dumneavoastră, pentru ceea ce oferiți cititorilor. Îmi face plăcere să citesc și eu două poezii dintr-unul din volumele mele de poezii. Volumul se numește? Poemele Dorului. Dezmierdare. Parcă de o vrajă tulburat, în goliciunea toamnei te dezmierd, simțind că doruri mistice mă apasă și nu știu cum să fac să nu te pierd. Te-aș îmbrăca în soarele amiezii, să strălucești lipindu-te de mine, ori poate în rochie de albe frezii, să mă îmbăt de mult miros de tine. M-am răzgândit, te îmbrac în curcubeul ce apare ca un prețios trofeu, când ploaia care s-a sfârșit suspină că nu mai e stăpână peste trupul tău. Dar cred că cel mai bine e să te descânt în cântec și iubire, să te prefac în dragoste și dor, iar când să mor, să mor de drag de tine.